Moldovenii vor avea parte de o mini-vacanță la începutul lunii iunie. Guvernul a declarat 1 și 2 iunie zile libere. Proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri. Având în vedere că ziua de 1 iunie este ziua ocrotirii copilului, se propune ca ziua de joi 1 iunie să fie considerată zi de odihnă. De asemenea, în scopul utilizării optime de către salariați a zilei de odihnă și zilelor de repaus săptămânal, se propune a considera și ziua de vineri 2 iunie zi de odihnă. În ambele cazuri, cu recuperarea deplină a timpului de odihnă prin extinderea timpului zilnic de muncă. Ca urmare, pentru ministere, alte autorități administrative centrale și locale, instituții publice, zilele de 1 iunie și 2 se consideră zile de odihnă cu recuperare deplină prin extinderea timpului zilnic de muncă, cu asigurarea la necesitatea bunei funcționare a unităților subordonate, se arată în document. În proiectul aprobat se mai menționează că proba de examen din cadrul examenului național de bacalaureat stabilită pentru data de 2 iunie se va desfășura conform orarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. Ordinul privind timpul de odihnă necesar de a fi recuperat se va duce la cunoștința salariaților de către angajator.